don't make me blast it still. I put in work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Tehnic. Înainte să încep analiza tehnică și să vă spun ce cred eu că va face Bitcoin-ul, aș vrea să vă întreb pe toți cei care mă urmăriți ceva. De exemplu, dacă Narcis Teodorescu este o persoană sinceră, dacă Narcis Teodorescu este o persoană în care puteți să aveți încredere, sau dacă Narcis Teodorescu este o persoană care vrea să vă ajute să evoluați în trading sau să vedeți lucrurile din ce în ce mai clar. Bun, prima întrebare, înainte să cumpărați de la cineva un curs sau să cumpărați orice, da, din punctul meu de vedere, este încrederea. Și aș vrea să vă întreb pe toți cei care mă urmăriți un singur lucru. Dacă vreți să-i cumpărați ceva și intrați pe site-ul, nu contează. Nume, da? Căutați la contact, da? Și o să vedeți, găsiți la cineva numărul de telefon, găsiți la cineva adresa sau găsiți la cineva înainte să cumperi cursul, te invit la o sesiune de consultanță gratuită cu mine și numărul de telefon. Bun. Acum, dacă găsiți acest lucru pe site-ul respectiv, da, chiar puteți să spuneți că acolo găsiți încredere și acolo găsiți pe cineva care chiar își dorește din tot sufletul să vă ajute. Dacă nu găsiți acest lucru, ar trebui să vă întrebați dacă nu cumva vă pierdeți timpul degeaba sau dacă nu cumva acea persoană nu are niciun interes să vă ajute și doar să facă bani. Da? Deci chiar aștept răspunsul din partea voastră. Voi ce părere credeți de ce v-am arătat acum? De ce? Fiindcă orice persoană care ajunge la mine și este interesată de trading, da, sau să învețe, mereu am spus, sunați-mă și întrebați-mă gratis. Dacă pot să vă ajut sau dacă pot să vă dau un sfat gratis. De ce? Fiindcă asta vreau, eu asta îmi doresc. Ajutându-vă pe voi, mă ajut pe mine. Da? Credeți-mă. Adică focusați-vă și voi pe același lucru, ajutându-i pe alții, vă ajutați pe voi. Deci ăsta e secretul, credeți-mă. Da? Bun, în principiu, cam atât legat de acest lucru, chiar aștept răspunsul vostru. Da? Bun, acum observați că suntem într-un bloc pe 4 ore, da? Și se pare că a avut o reacție exact când a ajuns aproape de suport, da? Și vrea să iasă de aici. Foarte important este să vedem dacă astăzi are putere să iasă de aici. Vă arătam eu MACD-ul pe 3 zile și vă spuneam că în momentul când o se apropie sunt șanse foarte mari să se respingă și să aibă o reacție. Se pare că exact asta a făcut. Asta e și motiv pentru care, da? Cum a atins, a plecat de aici. Da? Foarte important este să vedem dacă are putere să meargă să-și eficientizeze toate imbalanțele, ba chiar să meargă să rupă rezistența de la 21 și să mergem să testăm blocul, da? Blocul de pe 4 ore. Dacă avem putere să facem acest lucru, înseamnă că trendul o să se întoarcă în momentul în care rupem această rezistență. Până atunci trebuie să așteptăm să vedem exact ce vor să facă instituțiile. Eu cred că corecția care a fost acum a fost cumva să demoralizeze toți oamenii care sunt în sistem, adică care vor să profite și să-i facă cu gândul să creadă că prețul va merge mult mai jos. Încă un lucru foarte important. Dacă ne uităm pe 3 zile, observăm că MACD-ul încă este în partea de sus, ba chiar, da? Haideți să vă arăt. Ba chiar este într-o, da, observați, am avut o corecție, s-a închis și a rămas în pozitiv, adică suntem pe verde. Dacă ne se respinge, e ca și cum facem așa ceva, da? Și mergem mai sus. Motiv în plus să cred că trebuie să mai urce, da? O dată. Doi.
Haideți să mergem pe weekly. Vă spunem că pe weekly MACD-ul este intersectat și acum se respinge. Așa ceva face, da, face foarte des, dar important este să nu se intersecteze. Da? În momentul când s-a intersectat, putem spune că da, ne așteaptă o corecție mai agresivă, mai puternică. Dar dacă nu s-a intersectat, tot ce vedem noi aici nu a fost decât un fake. Adică exact ca lunările acestea care au coborât și până următoarea lunare s-a închis înapoi de unde a căzut. Același lucru poate să facă și acum, da? Dar asta până la sfârșitul săptămânii acesteia vom ști exact dacă am luat rezistență 20.982 sau dacă a fost doar un fake ca să-și ia lichiditate, să scoate cât mai mulți oameni din piață și de fapt asta a fost toată corecția și am scăpat. Eu cred că la cum arată, asta a fost toată corecția, asta a fost ultima șansă, da? Deci ce văd acum? Asta a fost ultima șansă de a intra la prețul acesta. De aici încolo, eu nu cred că o să fie mai jos, da? Adică, de ce spun? La ce văd acum, da? E foarte important să faceți diferența și să înțelegeți exact ce spun acum, da? La cum arată acum indicatorii și la cum arată lumânarea asta, momentan, ăsta cred că a fost minimul, da? Adică minimul nu o să mai coboare sub 19.600, decât dacă mergem, vă și arăt, testăm această rezistență, nu putem să o rupem și atunci da. Ok? Dar ăsta e minimul, de aici poți face un bounce, să închide peste acest suport și asta să fie tot. Da? Eu personal cred în varianta aceasta, fiindcă MACD-ul s-a intersectat și s-a respins, da? Dacă era un fake, de aici cădea, se prăbușea, da? Dar momentan n-a făcut lucrul ăsta și s-a respins. Credeți-mă că dacă am învățat ceva în 5 ani de zile, am învățat că piața tot timpul o să și urce, o să și coboare. De ce? Fiindcă bani se fac și pe urcare și pe coborâre. Niciodată nu se fac bani dacă piața sau o monedă merge decât într-o direcție, adică numai în corecție. Cine crede că o monedă o să meargă numai în scădere, vreau să știți că ăla este un fake, adică este o țeapă de monedă, aia nu e o monedă. Dar o monedă, un asset puternic, niciodată nu o să meargă într-o direcție. Da? Tot timpul o să aibă și urcușuri și coborâșuri, fiindcă, de fapt, instituțiile au grijă să facă acest lucru. Da? Bun, în principiu cam atât. A fost un clip foarte scurt, da? O să încerc să le fac un pic mai scurte. Dacă vreți să mă întrebați ceva sau să vă analizez un indicator sau o monedă, puteți să-mi lăsați în comentarii. Acum știți la ce să aveți grijă, la ce să fiți foarte atenți, da? Observați reacția de aici, da? Foarte important este astăzi să vedem dacă avem putere să rupem această rezistență. Posibil să o mai testăm o dată de două ori, dar cred că sunt șanse foarte mari să o rupem. MACD-ul se pregătește, da? Foarte important dacă se intersecteze și MACD-ul sau poate să mai respingă încă o dată și să mai avem încă o corecție, o să vedem. Dar din punctul meu de vedere, dacă ținem acest suport, îl ținem 19.666, eu zic că am scăpat de corecție. Dacă nu îl ținem, o să meargă mai jos. Da? Vedem. Reacția o să fie de aici, din 20.036. Da? Dacă de aici nu rupem ăsta, bun. Vreau să vă arăt trade-urile ieri pe care le-am făcut pe 1000XEK, da? Am făcut odată primul trade 43%, am spus eu am mai intrat odată, încă o dată 90% și apoi am spus că mai încerc o dată, am mai intrat încă o dată 28%, apoi am mai intrat încă o dată, dacă rupe rezistența mai puteți sta, da? Dacă nu rupe rezistența mai puteți sta și am mai stat încă o dată, am mai făcut cu elevii 75, 40, 41, eu am stat până la capăt și am făcut 186, da? Deci numai pe aceeași monedă am tranzacționat de 4 ori, cred că 1, 2, 3, 4 ori, da? Se poate face.
Vreau să înțelegeți că cu o strategie bună, cu un plan bun, puteți fi și voi profitabili, dar aveți nevoie de răbdare, aveți nevoie să înțelegeți lucrurile clare și totodată trebuie să mă întrebați mereu dacă este ceva ce nu vă este clar, da? Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!